Am revenit pe ultima parte a întâlnirii de astăzi, o întâlnire care și-a propus să, cum să spun, să aducă un plus de informații în privința autismului, pentru că este Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, ziua de 2 aprilie, cu invitații din seara aceasta, doamna secretar de stat Oana Pintilegea, care este și președintele Comitetului de Elaborare a Planului Național pentru Autism 2020-2022, doamna Viziteu Mihaela, părinte a unui copil cu autism, membră ASPA Suceava, și domnul inspector școlar pentru învățământ special din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava. Rămăsesem la discuția legată de educație, de felul în care poate sau nu poate sistemul de învățământ actual, la modul în care este gândit și este organizat, la modul în care sunt pregătiți profesorii pentru astfel de copii cu cerințe educative speciale, în special copiii cu TSA, dar nu numai ei, și ne dădeam seama, nu? Concluzionam că există foarte, foarte multe lucruri de schimbat în această privință. O durere mare a dumneavoastră, așa, pe care vreți să o subliniați, este legată de normarea, da? A profesorilor. Cadrele didactice necesare pentru a oferi un sprijin real copiilor diagnosticați cu TSA și cu TSA și nu numai. Și aici, tot din datele statistice care le avem la nivelul inspectoratului școlar, din cei 334 de elevi, de copii diagnosticați cu TSA, 175 sunt prinși în, ca formă de învățământ la învățământ special. Asta nu din cauza numai tulburărilor din spectru autist. Pe lângă tulburări de spectru autist, ei au și alte deficiențe, special deficiență mentală. Ca să ating punctul pe care vreau să-l precizez, dacă în învățământul special avem cadre didactice care cunosc problematica, au făcut formări în domeniu, avem terapeuți, avem o bază materială, unele, trei din școlile speciale au săli polisenzoriale și alte săli de kinetoterapie bine echipate. Deci, într-adevăr, pot să facă activități în folosul copilului, să-l sprijine să se integreze. În învățământul de masă nu beneficiem de cadre didactice de sprijin, așa cum prevede legislația în vigoare. Nu mai spun de celelalte categorii de personal care să vină în sprijinul copiilor cu cerințelor educative speciale. De Bun, și aceea e important. de ce? Dacă spuneți că există în legislație această prevedere, nu există oameni, nu, care este motivul la momentul acesta? Cu toate că la nivel de minister ni s-a cerut situații cu numărul de elevi integrați în învățământul de masă, cu numărul de profesori care îi avem în momentul de față și de asemenea necesarul de cadre didactice care ar fi pentru a ocupa aceste posturi, de sunt cunoscute la nivel de minister, nu s-au aprobat posturi în plus pentru aceste categorii de personal. Domnul Mo inspector, motivul nu-l nu-l cunosc și cunoașteți. nu nici n-am avut ocazia La fel de să. bine știți situația consilierilor școlari. Un consilier Aceeași școlar, problemă da? este și în cadrul Căjiraie. Trebuie să spun, dacă tot mi-ați aruncat mingea, deci avem 7 logopezi numai la nivel de județ Suceava și toți funcționează pe orașul Suceava, în școlile de masă mă refer, iar consilieri școlari avem 67, dacă nu mă înșel, oricum pe acolo. La fel și aici, numărul necesar pentru a acoperi întreaga suprafața județului, toate unitățile școlare, este mult mai mare. La fel, an de an, Se fac cereri, încercăm da? cereri la nivelul inspectoratului, Căjiraie, tot timpul încadrați-vă în posturile care le-ați avut anul trecut, nimic în plus. Bun, ați Da. spus problema, nu? Pe Deci, care. ceea ce îmi doresc eu, ca toate demersurile care se fac, inclusiv pe această strategie cu elevii, copiii cu tulburări din spectru autist, este ca
într-un fel sau altul, ceea ce se hotărăște să găsească și soluții în ceea ce privește finanțarea, găsirea banilor pentru a acoperi toate aceste servicii. Da, cred că planul acesta național pentru autism pe 2 ani, la care se lucrează, 3 ani chiar, la care se lucrează, nu să găsească soluții în privința finanțării, nu? Dar poate să sugereze anumite direcții, nu? Exact. Chiar... Cursurile, ceea ce înseamnă învățământul, cursuri, deși atunci când profesorii, sau de fapt înainte de a, deveni cadre didactice, uh-huh, studenții au făcut acel modul psihopedagogic, care, din câte știu eu, are și o componentă specifică pe acest domeniu al elevilor cu cerințe educative speciale. Dar cursuri care se poate să fie făcute prin casa corpului didactic și care să vină în sprijinul profesorilor, să poată să înțeleagă mai bine cum trebuie să lucreze cu acest copii, eu consider că sunt necesare. Totodată, creșterea numărului de profesori de sprijin, pentru că, da, într-adevăr, numărul profesorilor de sprijin la nivel național, nu doar la nivelul județului Suceava, este foarte mic comparativ cu numărul total de copii cu cerințe educaționale speciale care există, nu doar tulburări de spectru autist, ci și alte cazuri, întârzieri în dezvoltare, întârzieri de limbaj sau diferite astfel de cazuri care implică o atenție specială din partea statului în ceea ce înseamnă sistemul de educație. Această problemă e o problemă de actualitate, este o chestiune cunoscută, inclusiv doamna ministru Ecaterina Andronescu a avut câteva puncte de vedere care le-a susținute, au fost susținute public pe această temă, prin care a anunțat că este un domeniu de interes pentru Ministerul Educației, acela de a crește numărul profesorilor de sprijin. Și dacă este să vorbim despre sistemul de educație, sunt și alte probleme care ne-au fost aduse către cunoștință și pe care le vom analiza. La fel de importante ca și cele din sistemul medical, cum ar fi screeningul precoce, care este, consider eu, foarte, foarte important și care ar trebui să fie aplicat tuturor copiilor de către medicul de familie. De ce? Pentru că pentru această afecțiune, tulburări de spectru autism, dacă se intervine timpuriu, se poate avansa foarte, foarte bine. Adică rezultatele pot fi extrem de bune. În schimb, dacă diagnosticul este pus tardiv, atunci șansele de recuperare și integrare ale copilului scad. Apropo de testul acesta de screening despre care spuneați, am înțeles că medicii de familie au primit o circulară prin care erau informați că ar trebui să îl aplice. Nu se întâmplă acest lucru, dar mă gândesc că dacă un părinte merge și solicită un astfel de test, medicul de familie nu poate să refuze, da? Și atunci e important să știe părintele, indiferent dacă identifică sau nu o problemă, că ar fi bine să se adreseze medicului de familie să solicite un astfel de test. Pe de altă parte, eu lucrez în învățământ de peste 20 de ani. Vă spun că am terminat liceu pedagogic într-o perioadă în care se studia temeinic și psihologia specială și pedagogia și cu toate acestea nu m-am simțit niciodată suficient de pregătită nici măcar pe jumătate cât ar trebui ca să lucrez cu un astfel de copil. Am avut norocul la un moment dat să lucrez cu un copil cu tulburări din spectrul autist și poate de aceea sunt atunci și eu așa un pic mai multe lucruri. Da, am lucrat și cu copii cu Down și am avut de învățat foarte, foarte multe lucruri lucrând cu ei. La nivel teoretic lucrurile sunt greu așa de asimilat și greu apoi de pus în practică. Deci, într-adevăr, pe partea aceasta de educație și pe modalități de integrare reală a copiilor în învățământ de masă e mult de lucru. Pe partea cealaltă, în privința, pentru că știu că au fost 3 direcții, așa cum spuneam, da? Deci dacă pe învățământ, iată, există aceste probleme în privința învățământului de masă, pentru că în privința învățământului special înțeleg că lucrurile funcționează un pic mai bine, nu? În învățământul special există
acele echipe multidisciplinare, Exact. există logopezii, Și au un kineteterapeuții, istoric, au o psihologii. experiență acumulată în decursul anilor care poate fi pusă în aplicare și, bineînțeles, tot timpul se perfecționează, învață, deci nu sunt... Însă și acolo sunt lucruri care bineînțeles, trebuie în schimbat, funcție de trebuie situație, de unitate școlară îmbunătățite. și capacitate. Ceea ce mi s-a adus mie la cunoștință de către specialiștii noștri este faptul că de multe ori specialiștii care sunt foarte bine pregătiți preferă să lucreze în privat. Și aici este nevoie de o atenție, astfel încât să vedem cum reușim să ținem, să atragem specialiștii buni în sistemul de educație, din școlile speciale. Sau să multiplicăm cumva informația și experiența, pornind de la acești specialiști care sunt foarte puțini, din câte am înțeles, la nivel național, pornind de la ei, folosindu-i ca resursă, nu? Să avem cât mai mulți specialiști. Așa ar fi ideal. Da. Pe ultima parte a emisiunii am să dau cuvântul doamnei Viziteu, pe care, cu care am stat de vorbă mai puțin, pentru că este părinte, așa cum spuneam, de copil cu autism, dar un părinte mândru, îmi spuneam mai devreme, înainte de a începe emisiunea, că este un copil pe care a reușit să-l recupereze, nu? Da, pentru că am avut șansa să întâlnesc omul potrivit și să nu fac un shopping medical, cum fac alți părinți, și am să-i mulțumesc domnului Mitasov pe această cale. A fost omul care m-a adus la realitate. Deci a fost omul am care conștientizat, a pariat, nu? Pe... da. Nu mi-a spus ce va fi, pentru că nimeni nu poate să știe ce va fi, dar mi-a spus că muncind voi reuși să scot maxim din acel copil. Maxim, nu a știut nimeni ce înseamnă. În momentul de față, Rareș este integrat în învățământul de masă, este în clasa a șasea, participă la olimpiade, se descurcă. Durerea noastră este faptul că aici am avut noi șansa și am găsit și am lucrat ce se întâmplă cu ceilalți. Cum spuneați, în învățământul de masă copilul meu beneficiază de o oră, da, cu un profesor de sprijin. O oră pe săptămână. Nu îl ajută cu nimic. Nu îl ajută cu nimic faptul că uneori, da, deși este foarte bine dezvoltat cognitiv, socializarea și emoționalul nu este nimeni alături atunci când are nevoie. Există un psiholog în școală și mulțumim și s-a implicat foarte mult, dar gândiți-vă că acel psiholog mai are este la o școală. Da? Profesorul de sprijin ar trebui la să vină din altă școală ca să fie alături de el. De aceea părinții uneori sunt nevoiți să renunțe la servici, să fie acolo când sună telefonul, să putem rezolva problema. Decontarea terapiilor în momentul de față este prost gestionată. Există o lege care spune că părintele are dreptul să meargă cu acea umbră în școală, dar părintele este obligat să plătească acea persoană, părintele este obligat să găsească soluții și să informeze și cadrul didactic și persoana respectivă. Există o legătură între cel care face terapie, persoana de la școală. Aici sunt cele mai mari probleme și aici dorim să fim ajutați. Să mai ating un aspect, noi ca familie, da? Părinții copiilor cu autism, avem tendința, eu am învățat să vorbesc despre problema mea și am fost acceptată. Am fost acceptată. Dar sunt părinți care nu îndrăznesc să vorbească și se izolează. Noi poate am avut șansa ca diagnosticul să fie doar de autism și să nu fie asociat cu un retard mental. Sunt cazuri grave în care și părinții ajung la depresie. Familiile se destramă, rămân mame singure. Acolo nu mai putem vorbi nici de recuperarea familiei, nici de recuperarea copilului. De aceea sistemul ar trebui să privească familia ca întreg și societatea, în primul rând, ca întreg. Să putem ajuta. Problemele sunt multe. Multe. Și diferă de la caz la caz. Și exact. Da. De la familie la familie. Vreau și eu să completez puțin. Tocmai de aceea vreau să știți că pentru majoritatea cazurilor de autism se dă certificat de încadrare în gradul grav de handicap. Pentru că astfel fie
acea persoană primește o indemnizație la nivelul salariului minim pe economie, fie un însoțitor care este plătit, angajat practic al statului. Deci, Da. statul vine Vine, dar. cu mai multe măsuri în sprijinul, nu zic că suficient, dar sunt măsuri. Pe de altă parte, mai sunt și câteva sume care se alocă copiilor având acel certificat educațional special și ne poate spune domnul inspector Da. exact despre ce sume este vorba. Pe de altă parte, sunt și terapiile care sunt decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și aici, da, într-adevăr, trebuie găsită o altă modalitate prin care aceste terapii se poate fi decontate. De ce? Pentru că în acest moment numărul specialiștilor în sănătate medici, psihiatrii, pediatri este foarte mic, adică sunt undeva 170 de medici la nivelul întregii țări pe această specializare, însă persoane specialiști care oferă terapie, adică acei psihologi, clinicieni, sunt într-un număr mult mai mare, pentru că nu psihiatru, pediatru este cel care face terapia, el pune doar diagnosticul, iar psihologul sau logopedul sau kinetoterapeutul, după caz, este cel care oferă acea terapie, acele acte conexe actului medical, așa cum sunt prevăzute în legislație. Ceea ce vreau eu să precizez și știu că nu mai avem timp, ce consider eu că nu este în regulă, este faptul că decontarea în momentul de față se face prin psihiatru-pediatru, adică el este cel care are dreptul să deconteze 6 ore pe zi de terapie, pe care practic le face un psiholog clinician care are contract cu acel medic psihiatru. Da? Și de aceea acest număr este foarte redus. Trebuie să gândim o altă modalitate prin care să fie decontate aceste terapii, astfel încât copiii să poată beneficia de un număr mult mai mare. Da, era un alt aspect pe care mi l-a adusese așa în atenție unul dintre părinți. Iată, au ajuns informațiile acestea pe care le-au centralizat, poate, Și încă cei vreau de la Rotesa. să mai precizez un lucru. Nu zic că nu sunt foarte multe lucruri care trebuie îmbunătățite. Sunt foarte multe lucruri. Dar trebuie precizat și recunoscut și eforturile pe care statul le face pentru a veni în sprijinul acestor persoane. Iar o altă modalitate prin care statul oferă sprijin este acel 2% sau de anul trecut, important, 3,5% din impozitul pe salariu pe care îl poate da. Distribui fiecare persoană care este angajată în România sau 20% de către firme din la fel din impozitul pe profit. Da, până Și la să urmă. știți că sunt totuși sume foarte mari care sunt date efectiv, direcționate de către stat, către ONG-uri care oferă servicii inclusiv pe recuperare pe TSA. Dar sunt, repet, și trebuie spus și precizat acest lucru pentru că de aceea s-a dat această posibilitate, astfel încât statul dă 2,5%, 3,5, 20% din impozitul pe profit îl direcționează către beneficiari până la urma urmei. N-aș spune aici totuși că e un merit al statului, ci mai mult al persoanelor care au aflat de această problemă, care își doresc să se implice și care hotărăsc să direcționeze banii în această direcție. V-aș contrazice dacă. Deci, impozitul pe profit se direcționează către stat, iar statul, dacă persoana respectivă este de acord, direcționează această sumă către ONG, către beneficiar, către persoana care încheie acel formular. Dacă nu ar fi această modificare legislativă prin care statul direcționează această sumă cu acordul, bineînțeles, al persoanei care, al angajatului, nu s-ar direcționa acest bani. Adică e meritul statului
că direcționează acest ban. Haideți să dăm Cezarului. A creat cadrul legislativ care să permită. Pentru că dacă nu era acest cadru legislativ, tot impozitul pe profit se direcționa către stat. Și atunci, bine, mai există și acele subvenții care sunt date direct către ONG-uri. Dar acest 2,5%, 3,5%, 20% sunt totuși sume importante. Așteptăm în acest moment de la ANAF să ne și transmită exact pe TSEA exact care este suma care se virează de către stat pe baza acelor formulare. Și o să vedeți, pentru că din informațiile pe care le-am până acum, sunt sume importante de bani și majoritatea părinților care fac terapii la ONG-uri beneficiază de acest instrument financiar asigurat de către stat, colectează prin acele formulare bănuți către ONG-uri și practic beneficiază de terapie din partea ONG-urilor. Da, doamnă. Dar, repet, sunt multe, multe lucruri de făcut în continuare. Dar sunt și în acest moment lucruri pe care statul român, prin guvernul României, le face în sprijinul acestor persoane. Da, legat de sume, doamna Daniela Bololoi recunoștea acest lucru, că sunt sume foarte mari pe care reușește să le colecteze, dar asta se întâmplă printr-un efort uneori chiar supraomenesc din partea părinților care umblă și lasă uneori serviciile. E o oboseală și o alergătură așa. Până la urmă obțin și banii, iar costurile sunt foarte mari. Una peste alta există, da, o direcție în privința autismului, se dorește să se facă ceva, iar acest plan național pentru autism, probabil, pentru că ne-ați demonstrat și dumneavoastră că știți care sunt problemele, probabil că va reuși mai mult decât până acum să vină în sprijinul părinților cu autism, a ONG-urilor care își propun să ajute familiile și de ce nu, așa printr-o colaborare a Ministerului de Învățământ, Ministerului Educației, lucrurile să... Ministerul Educației și Sănătății, lucrurile să funcționeze un pic mai bine. Astăzi, spuneam, pe 20 aprilie se marchează Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. 2. Am zis 1. 20. Așa pe final, acum am obosit pentru că sunt atât de multe lucruri. Important este că am avut această discuție. Poate au fost în fața micilor ecrane părinți care au copii cu autism și care n-au îndrăznit să spună acest lucru. Trebuie să știe să punctăm așa pe final lucrul acesta că nu îi fac un deserviciu, ci dimpotrivă, atunci când apelează la puținele sau limitatele, să spunem, resurse din partea instituțiilor care își doresc să-i sprijine, îi fac un bine copilului. Un certificat de adaptare curriculară nu îl urmărește la modul negativ pe copil. Nu, dacă va termina cele 12 clase și va reuși să se recupereze, nu, din punct de vedere cognitiv și va vrea să se încadreze în muncă, indiferent că e diagnosticat cu TSA sau cu orice alt diagnostic ar fi, nu îl afectează niciun fel pe copil. Importantă integrarea în societate, nu un diagnostic, nu exact. Cred că am ajuns la un nivel la care putem accepta lângă noi oameni, așa cum fiecare ne îmbolnăvim, da? De diverse boli. Este un diagnostic și atât. Nu înseamnă o etichetă care te urmărește. Un diagnostic înseamnă ceva care te ajută în recuperare. Spunem noi și încercăm să facem și pe alții să înțeleagă lucrurile acestea, așa se așează pas cu pas. Mai avem nevoie de ceva educație în privința nu numai a copiilor cu TSA, în multe, multe alte privințe. Acest lucru încercăm să facem și noi în curtea școlii în fiecare săptămână. Vă mulțumesc mult, mult pentru prezența de astăzi, de aici, pentru că știu că doamna secretar de stat, Oana Pintilei, e o persoană destul de ocupată. Așa se întâmplă, nu? Atunci când te afli în astfel de poziții. Mulțumesc și domnului inspector Dumistrăcel Ionel din cadrul Inspectoratului Școlar Județului Suceava, doamnei Mihaela Viziteu, care a venit de la Botoșani special. Semn că lucrurile... Deci există oameni care luptă ca lucrurile să funcționeze mai bine. Vă urez mult succes!
Mulțumim. În continuare, în tot ceea ce vă propuneți, le mulțumesc și telespectatorilor noștri, mulțumesc și profesorilor care poate ne-au privit și care vor face mai mulți pași în această direcție, pentru că de aici pleacă, nu-i așa, din școală, educația, de aici putem schimba ceva în mentalitate. Le mulțumesc și celor care sprijină în fiecare săptămână emisiunea noastră, doamnelor de la salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcin. Le mulțumesc și colegilor mei care s-au străduit să ne facă legătura cu Daniela Bololoi telefonică. Încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, și așa cum v-am obișnuit pe final de emisiune, vă urez tuturor o săptămână ușoară și mult succes la școală!